sunt poveștile tale. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super. Este și Bancu acolo, dar Mitrița este cel care trimite direct pe poartă. Intervenție brutală, portar, care n-au lipsit niciun minut până acum în această ediție de campionat. Deci, nu puteți spune nici Răzvan Sava. Direct, se aștepti mai devreme. Da, șut bun, bine plasat. Foarte atent Laurențiu Popescu. Ce greșit a sărit Mitrițe. Iese bine, a avut, e adevărat, și la o pasă greșită. Continuă congolezul, Taxidis. Taxidis! Ce lovitură! Super! A simțit că pleacă pasul și Bancu. Da, el a fost. A stat la cutie și în momentul în care Bancu dă în minge, iese la intercepție, câștigă mingea și urmează apoi șutul ăsta super lui Taxidis. Uite-te, exact în vincul. Excelent. Puțin mai sus și înțepa mingea acolo în pie. Cred că și spălă. Accelerează Mitrița. Ține de minge. Asta care întârzie puțin acțiunea. Vine Crețu. Șutează Crețu. Pe mijloc. Tare al celui de voi, după Mitrița. Marcovici are 4 reușite, Mitrița 5, după Marcovici lui Taxidis. Taxidis cu un aer așa de superioritate, de părinte. Face un pic de morală lui Vlădoi, pe lângă Muhar. Avem un jucător avertizat. Care dura Scriciu. Atenție, Scriciu nu joacă mingea. Schimb, îl busculează brutal pe Taxidis, care cred că are probleme. Îl văd bine. Intră ambulanța. Aole, asta nu-i bine. Scratch-ul, asta singura consecință acestei faze. Se adună pe Taxidis. S-a ridicat, e bine. Și sfidează pe spectatorii Craiului. Vene aplaudându-i. Da, e la coastă până la urmă și cred că nu putea să respire. Taxidis scoate la margine. Taxidis! O intervenție foarte bună. Încă un șut, Taxidis! Bară! A doua bară a grecului! A fost o intervenție bună a lui Da Silva, a fost lui Taxidis. Da. Taxidis, ce pasă pentru Avunu! Pasa însă foarte bună. E a doua pasă, nu? În ultimele 3 minute. Păcat prea repede. Urligea rămâne acolo la prima bară. Minge cu efect. Iese cam târziu portarul Sava. Aici vedem cum apare Colici. Și Clujul are noroc. Scoate același Urligea. Uite, el sare. Dar a întârziat. Matei recuperează bine pentru Mitrița. Mitrița pătrunde frumos și se aruncă. Hai să vedem. Hai să vedem. Hai. Nu știu cum vede arbitru. Joacă Amora. Vede cu
puternic în care o minge îl depășește pe Bârligea. Taxidis! De câte ori trebuie să înșel mingea și de data asta? Și cade de bine. Asta acolo în colțul lung. Era bătut Popescu. Bun jucător. Se văd în evoluție. Bayram așteaptă pe cineva, Mitriță cere mingea. Vine șutul care intră, gol Craiova! Colici. Gol Craiova! Colici, minutul 90! E amuzant Mitriță care cere mingea, dar nu este văzut de coechipier, că e acolo în spate. Și uite cine face faza asta de gol, jucătorii pe care i-a băgat în teren în locul lui Ivan și Marcovici, pentru că pasa pentru Colici vine de la Rogulici. Rogulici îi așează mingea lui Colici și acesta își aduce aminte că e un vârf de talent, forță, care nu cu mult timp în urmă visa la campionate mai mari. Ce moment pentru Colici, ce moment pentru Craiova!